Bun găsit tuturor la horoscopul lunii octombrie 2021. În luna octombrie se anunță un moment de schimbare, iar schimbarea nu este niciodată ușoară și mulți rezistă pentru că este mai bine să rămâi în zona ta de confort. Pe de altă parte, ne străduim pentru realizare de sine și deschidem noi căi, chiar dacă acest lucru necesită alegeri dificile, pentru a ne elibera de ceea ce ne împiedică creșterea. Până la sfârșitul lunii vom vedea cum viața se accelerează și nu mai este posibil să continuăm să ne ținem de vechi. Semnul balanței, orientat către parteneriat, este foarte activ în această lună. Energiile sale sunt subliniate de tranzitul Soarelui până la 23 octombrie, a lui Marte până la 30 octombrie și a lui Mercur, care este aici pe tot parcursul lunii. În relații domnește acum calmul și armonia și nu interdependența. În această lună de toamnă ar fi bine să fii atent la stilul de comunicare și interacțiune al celorlalți și să devii mai flexibil. Astrele te sfătuie să-ți definești dorințele și nevoile pentru a le articula în mod clar pentru cei dragi. Luna nouă în balanță are loc pe 6 octombrie. Lunile noi deschid ușa către ceva nou care urmează să se întâmple, iar cu sprijinul balanței ne străduim să ajungem la echilibru, armonie și corectitudine. Parteneriatele devin o prioritate, deci căsătoria, relațiile amoroase sau parteneriatele de afaceri sunt acum de o importanță deosebită. Cu toate acestea, cu Mercur retrograd, nu se recomandă începerea de noi proiecte în afaceri. Dacă este posibil, așteptați până în noiembrie. Cu toate acestea, puteți folosi energiile acestei noi luni pentru a face planuri pentru viitor, cum ar fi ceea ce ați dori să dezvoltați în următoarele 6 luni sau chiar un an de acum încolo. Din 7 octombrie, Venus, planeta iubirii și frumuseții, intră în Săgetător. Acesta este momentul în care devenim mai spontani și dorim o iubire pasională care să ne umple de adrenalină. Acesta este un moment bun pentru distracție și divertisment. Întâlniri romantice și experimente de dragoste. Se pot forma relații casual, de scurtă durată, dar acest lucru nu este atât de rău. Când Venus este în Săgetător, călătoria pe calea dragostei este la fel de importantă ca și destinația. Poate te vei regăsi lângă cineva care vrea și el să-și deschidă inima și împreună îți vei extinde orizonturile. Mercur, mesagerul spațial, se află în mișcare retrogradă în balanță până la 18 octombrie 2021. Subiectul relațiilor este în centrul atenției, așa că trebuie să ne străduim să fim pe aceeași lungime de undă cu cei dragi, prieteni, familie și parteneri de afaceri. Mercur retrograd oferă analiza carierei și planurilor financiare pe termen lung și verificarea informațiilor relevante. Poate că vei dezvălui un secret vechi sau vei expune înșelăciunea cuiva. Perioada nu este potrivită pentru noi începuturi. Dimpotrivă, este bine să vă întoarceți la lucruri neterminate în trecut. Se recomandă amânarea semnării documentelor importante, mai ales dacă acestea se referă la finanțe. Este posibil să apară eșecul de comunicare sau situațiile și conexiunile din trecut vor reapărea pentru a le finaliza sau a o lua de la capăt. Luna plină din berbec luminează noaptea de 20 octombrie.
Energia lunii pline izbucnește în viața noastră cu două zile înainte și va dura 4 zile după data respectivă. Ne vom simți energici și independenți, gata să ne asumăm responsabilitatea pentru viața noastră. Luna plină este momentul pentru a colecta fructele eforturilor anterioare. Acum, să vedem cum va fi luna octombrie pentru fiecare semn zodiacal în parte. Berbec și ascendent în berbec. Berbecul are întotdeauna un farmec aparte și mai ales toamna aceasta. În casa parteneriatului tranzitează Soarele, Mercur și Marte, astfel încât subiectul relațiilor va atrage multă atenție și se poate spune că și șansele tale de succes în afacerile amoroase cresc. Magia iubirii din această lună își va face treaba. Pasiunea se intensifică, romantismul și dorințele noi reapar în cuplu. Emoționalitatea crescută determină o dorință irezistibilă de a fi cât mai aproape de un partener. Mercur până la 18 octombrie este retrograd, în plus formează aspecte armonioase cu alte planete, Saturn și Jupiter. Astfel de influențe planetare vor contribui la rezolvarea problemelor controversate, chiar și a celor cărora le lipsea curajul să discute. În această perioadă există posibilitatea de a face pace dacă a existat un conflict în cuplu sau de a restabili contactul cu un fost iubit. Patimile se aprind în sufletul berbecului singur. Acum îți este mult mai ușor să te lași purtat. Cu toate acestea, o relație frivolă nu este cea mai bună opțiune. Ești susținut de planeta iubirii Venus în căutarea unei persoane speciale cu care vei stabili o intimitate reală. Din 7 octombrie, Venus se va afla în casa a noua, ceea ce este un factor favorabil. În mediul tău pot apărea persoane cu un nivel ridicat de cultură și oportunitatea de a cunoaște pe cineva este mult mai mare dacă pleci într-o călătorie și vei întâlni în mod activ oameni noi. În viața de familie, totul va fi lin, atmosfera calmă și confortabilă nu lasă loc certurilor. Vei dori să pui lucrurile în ordine, să scapi de lucrurile inutile și poate să actualizezi interiorul apartamentului. Luna plină din 20 octombrie va avea loc în semnul berbec, în același timp se formează un aspect negativ cu Pluto în casa carierei. În această zi este mai bine să eviți subiectele sensibile, în special cele legate de muncă și finanțe. În caz contrar, există un risc ridicat de situații neplăcute și foarte emoționale în relațiile cu cei dragi. În luna octombrie începe o perioadă bună de succes atât pentru dezvoltarea carierei, cât și pentru realizările financiare. În ciuda lui Mercur retrograd, ești capabil să excelezi în tot ceea ce faci și dacă dorești să-ți schimbi locul de muncă cu unul mai promițător, atunci există șanse mari să găsești un loc de muncă care să ți se potrivească din toate punctele de vedere. Cu toate acestea, pentru a face acest lucru, trebuie să lucrezi cu atenție la CV-ul tău. Perioada lui Mercur retrograd este grozavă pentru a arunca o privire la calea parcursă și pentru a-ți evalua progresul. Poate găsești greșeli pentru a nu le repeta din nou. Abordarea practică și previziunea pe care o reprezinți acum te vor ajuta să realizezi strategii și să stabilești planuri realiste pentru viitor. Călătoria este de bun augur în această lună, atât în scopuri de afaceri, cât și în scopuri personale. Profiturile vor proveni probabil din proiecte și oferte făcute în timpul călătoriilor. Mulți bani pot proveni din cooperarea cu parteneri din alte orașe și țări. În ultima parte a lunii, Venus, care îți stăpânește casa de bani, este în aspect armonios cu Jupiter, care promite profit și evenimente plăcute. Sunt posibile cadouri și încasări de numerar neașteptate. Iată și sfatul lunii octombrie. Fii atent la starea ta de sănătate.
va fi bine dacă întărirea imunității devine tovarășul tău în această lună de toamnă. Taur și ascendent în Taur. Planeta iubirii Venus, cu sprijinul binefăcătorului Jupiter și a înțeleptului Saturn, îți va aduce multă bucurie vieții personale. Romantismul și abordarea practică a relațiilor amoroase sunt acum combinate armonios și poți profita de această perioadă. Cu toate acestea, va trebui să faci un efort pentru ca într-o relație cu o persoană dragă totul să meargă exact așa cum dorești. Acest lucru se datorează faptului că mișcarea retrogradă a lui Mercur va dura până la 18 octombrie 2021. Poate că unele subiecte incomode vor apărea din nou sau ceva din trecut îți va întuneca zilele. Pe de altă parte, sub influența Mercurului retrograd, gândirea devine mai profundă, mai ordonată. Aceasta este o perioadă bună pentru a-ți analiza relația și a înțelege ce trebuie corectat. Dacă amintirile te trag în trecut, către fostul tău iubit, atunci timpul este favorabil pentru restabilirea legăturilor rupte și reconciliere. Pentru cei singuri, sfârșitul lunii va avea succes. Pe 23 octombrie, soarele se mută în casa de parteneriat al semnului tău, ceea ce indică un interes tot mai mare pentru relațiile amoroase. Cu sprijinul astrelor, poți încânta pe oricine îți atrage interesul. Și chiar dacă nu intenționezi încă să intri într-o relație pe termen lung, te poți bucura de flirt. La 30 octombrie, o altă planetă intră în sectorul parteneriatului și al căsătoriei, Marte. Prin urmare, timpul va fi bun pentru acei tauri care au o relație de mult timp. Marte energic va risipi plictiseala într-un cuplu, va da pasiune și noi dorințe. Soarele, Marte și Mercur trec prin casa muncii, așa că problemele profesionale îți stau în centrul atenției. Te distingi prin disciplină și muncă grea, iar acest lucru te va ajuta să obții rezultate ridicate în muncă. Mai mult, luna nouă din 6 octombrie are loc în același sector, contribuind la apariția de noi planuri. Mercur retrograd va ajuta la reevaluarea relațiilor comerciale existente dacă unele dintre ele nu mai aduc prea multe beneficii și și-au depășit utilitatea. Atunci ar trebui să fii decisiv. Acest lucru este valabil mai ales dacă ți se solicită mari investiții morale, fizice și materiale, în timp ce partenerii investesc mai puțin. Cooperarea care nu aduce rezultate scontate ar trebui oprită, iar acum este momentul potrivit pentru aceasta. Casa ta de lucru este condusă de Venus, care în octombrie formează aspecte armonioase cu alte planete, ceea ce anunță vești bune. Perioada este plină de perspective strălucitoare pentru toți taurii și mai ales pentru cei care caută un loc de muncă. De asemenea, luna este propice studiului și dezvoltării profesionale. Ultimele zile ale lunii vor aduce noi provocări în carieră, deoarece aspectul negativ al lui Uranus în Taur cu soarele este acum la lucru. Cu toate acestea, trebuie să crezi că orice se întâmplă în această etapă se întâmplă în bine. Chiar dacă există situații neplăcute, nu uita că în curând totul se va schimba și vei putea trece la un nivel fundamental nou de dezvoltare a carierei. În termeni financiari, poți conta pe profituri bune prin cooperarea cu parteneri din alte țări și orașe, precum și din proiecte legate de călătorii sau instruire. Cu toate acestea, trebuie să ții cont de faptul că Mercur, care e conducătorul casei tale de bani, se deplasează în direcție opusă până la 18 octombrie, deci este încurajată prudența rezonabilă în materie monetară. Nu este de dorit să faci investiții mari, achiziții scumpe și de asemenea să împrumuți bani în prima și a doua decada lunii.
Iată și sfatul lunii octombrie. Fii discret cu oamenii pe care îi întâlnești acum, în viața reală sau pe internet. Există riscul de a cădea în trucurile escrocilor. Gemeni și ascendenți în gemeni. Trei planete simultan sunt situate în casa ta de dragoste, iar acest lucru îți va reînvia cu siguranță viața personală. Soarele, Mercur și Marte te susțin în afacerile amoroase, așa că trebuie să profiți cu siguranță de șansele tale. Acesta este un moment minunat pentru a începe o nouă relație, mai ales pentru acei gemeni care sunt singuri de mult timp. Momentul de bun augur începe cu luna nouă din 6 octombrie, care are loc în casa ta de dragoste. Luna nouă este o reînnoire, un vestitor al ceva nou care urmează să se întâmple. Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că perioada este mai potrivită pentru romantismele pe termen scurt și relațiile ușoare și nu pentru cele care implică angajamente serioase. Dar de pe 7 octombrie, Venus intră în casa ta de parteneriat și căsătorie. Schimbările pozitive sunt posibile chiar și în relațiile în care, așa cum ai crezut, totul se îndreaptă deja spre o despărțire din cauza luptelor constante. Ceva nou va îmbunătăți situația. Un act romantic sau un cadou neașteptat va schimba situația în bine. Mercur, conducându-ți semnul, rămâne retrograd până la 18 octombrie, ceea ce încetinește oarecum progresul în afaceri. Prin urmare, este important să nu te grăbești și să îți evaluezi corect capacitățile, chiar dacă te strădui să îți crești cariera sau să obții un nou loc de muncă. Ar fi bine să îți reevaluezi planurile și să determini dacă rezultatele așteptate corespund solicitărilor tale. Pe tot parcursul lunii, Mercur formează relații armonioase cu Saturn și Jupiter. Astfel de influențe planetare ajută la privirea realistă a lucrurilor și, de asemenea, te inspiră. Dar nu presupune că tot ce dorești se va întâmpla rapid. Va fi nevoie de răbdare, deoarece eforturile depuse acum vor da roade în timp. În ultimele zile ale lunii octombrie, trebuie să fii atent la locul de muncă. Conflictele din mediul de lucru nu sunt excluse, precum și problemele cauzate de partenerii de afaceri. Cel mai probabil, nu tot ce se planifică va fi realizat. Dar această etapă este favorabilă modificărilor cardinale. Noroc pentru acei gemeni care s-au gândit de mult la schimbări bruște în carieră. Acum este momentul potrivit pentru ei. În ceea ce privește finanțele, există și o oarecare incertitudine. Astrele te sfătuiesc să nu riști bani și trebuie să ai grijă să nu existe pierderi, care sunt cel mai probabil în a doua jumătate a lunii. Iată și sfatul lunii octombrie. Fă-ți timp pentru practica spirituală, meditație și yoga. Datorită acestui fapt, vei acumula energie și îți vei deschide rezervele interioare. Rac și ascendent în rac. Vine un moment bun pentru viața ta personală și chiar dacă au existat momente tensionate în dragoste și căsătorie, acum poți uita de ele. Circumstanțele se îmbunătățesc pe măsură ce ai sprijinul planetelor de partea ta. Saturn, responsabil de casa ta de căsătorie și parteneriat, formează aspecte armonioase cu Soarele, Mercur și Marte. Dacă problemele s-au acumulat într-un cuplu, atunci înțelepciunea și capacitatea de a ierta te vor ajuta la rezolvarea lor. La urma urmei, acum ești mai mult decât oricând condus de idealuri înalte. Pe 23 octombrie 2021, Soarele trece în casa iubirii, iar influența sa face să fii deosebit de sensibil. Vei dori adevărata unitate în cei dragi. Te vei strădui să fii cu el sau ea pe aceeași lungime de undă.
Mercur retrograd va face posibilă rezolvarea problemelor din trecut legate de relații, mai ales dacă nehotărârea lor te bântuie de mult timp. După 30 octombrie, când Marte își începe călătoria în casa iubirii, se pot aprinde pasiuni serioase. Vei fi deosebit de seducător și încrezător în irezistibilitatea ta, așa că vei atrage membrii sexului opus ca un magnet. Ești capabil să farmeci pe oricine îți place. Un moment minunat pentru cei care caută dragoste. Poate începe o poveste de dragoste furtunoasă și pasională, care va face posibilă simțirea întregului farmec al ființei. În ceea ce privește cariera și finanțele, aceasta este de asemenea o perioadă excelentă. Vei putea fi la locul potrivit și la momentul potrivit. Poți conta pe surprize plăcute care îți deschid mari perspective de avansare în carieră. Persistența și inițiativa te vor ajuta să reușești în orice. În plus, în timp ce Venus se află în sectorul muncii, până pe 7 octombrie, poți obține conexiuni utile. Luna este deosebit de favorabilă pentru cei care nu lucrează singuri, ci în echipă sau în strânsă cooperare cu oameni și grupuri de oameni. În căutarea unui loc de muncă vei avea de asemenea noroc. Principalul lucru este de a stabili legături sociale, dar prietenii vechi te pot ajuta și să-ți atingi obiectivele, așa că nu trebuie să uiți de ei. În armonie cu alte planete este Marte, care conduce casa carierei. Acest lucru contribuie la progresul și dezvoltarea acelor proiecte care nu au reușit să se miște de mult. Poate că va fi posibil să începi cu succes o afacere sau să transformi un hobby într-o sursă de venit. Soarele se mută în sectorul muncii de pe 23 octombrie 2021, marcând începutul unei perioade deosebit de active. Soarele este responsabil pentru casa ta de bani, deci există o șansă reală de a crește veniturile. Poate că va exista un loc de muncă cu jumătate de normă sau va fi o plată decentă pentru orele suplimentare. Cu toate acestea, în ciuda unor astfel de tendințe promițătoare, prudența în materie monetară nu trebuie neglijată. Trebuie să fii atent la cheltuieli, să eviți cheltuielile excesive pentru plăcere, cadouri și divertisment. Iată și sfatul lunii octombrie. Găsește timp pentru plimbări și activități în aer liber și pentru exerciții fizice. Acest lucru îți va îmbunătăți bunăstarea și în plus vei deveni mai atrăgător pentru sexul opus. Leu și ascendent în Leu. Planeta Venus își reînvie casa de dragoste cu prezența ei din 7 octombrie, prevestind o perioadă bună pentru viața ta personală. Planeta însăși promite noroc în ceea ce privește dragostea și nu numai, iar acum impactul său este sporit de un aspect pozitiv cu Jupiter, situat în sectorul parteneriatului. Toată luna Leii vor fi optimiști și ferm convinși că merită mult în dragoste. Luna nouă din 6 octombrie va aduce o schimbare. Dacă te afli într-o relație armonioasă, poți decide brusc să treci la o etapă următoare și să îți anunți căsătoria sau să începi o viață împreună. Și dacă relația este dificilă, atunci se poate lua o decizie de a pune capăt chiar acum acesteia. Principalul lucru este să-ți amintești că încheierea unei conexiuni eșuate deschide ușa către noi tendințe mai pozitive în viața personală. Dacă ești singur, ar trebui să ieși mai des, să strălucești la petreceri și să accepți invitații de la prieteni. Iată ce te va ajuta să simți bucuria de a fi, să te relaxezi și să îți armonizezi starea. Acum ai o șansă mare să întâlnești exact persoana pe care vrei să o numești suflet pereche. Pentru acele cupluri formate cu ceva timp în urmă, acum există oportunități de a revitaliza relația
de a aduce un nou val de romantism și pasiune în aceasta. Gândește-te cum să îți mulțumești partenerul, să-i faci o surpriză romantică, să îți înconjori iubitul cu tandrețe. Astfel de acțiuni te vor apropia și mai mult de persoana iubită și poți privi cu încredere un viitor fericit comun. În carieră, așteptările tale sunt în mod constant mari și depui eforturi mari pentru a-ți atinge obiectivele și influențele planetare îți sunt favorabile în această lună de toamnă, așa că și conducerea va observa și aprecia cu siguranță eforturile tale. O abordare energică a afacerilor va afecta, de asemenea, bunăstarea financiară, în pozitiv, desigur. A cincea casă creativă a leului este marcată de tranzitul planetei benefice Venus. Acest tranzit îi susține pe cei ale căror activități sunt legate de creativitate, sport, industria frumuseții și contribuie de asemenea la stabilitatea financiară. Nu merită să-ți asumi implementarea de noi inițiative mai devreme de 18 octombrie, deoarece până la această dată Mercur este retrograd, dar după 18 octombrie poți începe în siguranță proiecte de afaceri. De asemenea, Mercur este responsabil pentru casa de bani, ceea ce înseamnă că în prima și a doua decadă a lunii nu ar trebui să te bazezi pe o creștere financiară semnificativă. S-ar putea să apară dificultăți și întârzieri în primirea fondurilor sau vei primi mai puțin decât te vei aștepta și ți se recomandă să fii mai restrâns cu cheltuielile și să te concentrezi pe economii. Iată și sfatul lunii octombrie. Fă o schimbare în mediul tău familiar de acasă. Nu este necesar să cumperi lucruri scumpe, ci poți face lucruri mici, drăguțe, cu propriile tale mâini. Fecioară și ascendent în fecioară. Dacă te confrunți cu probleme de mult timp într-o relație de dragoste sau căsătorie, atunci, acum este momentul să încerci să le remediezi. Astrele te sprijină și există toate oportunitățile de a-ți face relația din cuplu mai armonioasă. Mercur rămâne retrograd până pe 18 octombrie, ajutând la clarificarea acelor întrebări care nu au fost rezolvate. Fecioarele singure adoră să se delecteze cu fanteziile despre relațiile lor anterioare, așa că le este greu să își ia rămas bun de la dragostea veche. Cu toate acestea, acest lucru trebuie făcut. Astrele te sfătuiesc să îți distragi atenția de la gândurile despre trecut și să arunci o privire mai atentă asupra prezentului, asupra realității din jurul tău. Este foarte probabil să observi în cele din urmă pe cineva care a avut mult timp un interes romantic pentru tine și nu rata ocazia de a-l cunoaște mai bine. Vine un moment bun pentru fecioarele de familie. Pe 7 octombrie, Venus intră în sectorul familiei și pentru mulți reprezentanți ai semnului, în această perioadă toate interesele se concentrează asupra afacerilor familiale și casnice. Împreună cu membrii gospodăriei, poți începe o curățenie generală sau chiar reparații. Când Mercur, conducând semnul fecioarei, își reia mișcarea directă și acest lucru se întâmplă în ultima parte a lunii, începe o perioadă favorabilă pentru romantism. Viața personală este revitalizată, iar oamenii singuri pot avea noroc. Este posibilă o întâlnire fatidică care va marca începutul unei noi etape în viața personală. Mercur retrograd nu este favorabil realizărilor înalte în muncă și afaceri, deci nu ar trebui să te aștepți la progrese în sfera profesională. Mulți vor simți o lipsă de energie și oboseală. Cu toate acestea, modul optim de lucru și odihnă, elaborat de tine, va ajuta la menținerea performanței la un nivel acceptabil. Există de asemenea o caracteristică pozitivă a Mercurului retrograd. Oferă o profunzime a gândirii. Este un moment bun pentru a-ți revizui proiectele de afaceri, pentru a evalua planurile și
obiectivele motemenic pentru a face schimbări și pentru a te gândi la o strategie pentru realizările viitoare. Acum ți se recomandă concentrarea asupra a ceea ce este cu adevărat important, amânând totodată secundarul. Cel mai probabil vei găsi lucruri care te deranjează, care nu sunt benefice și vei putea de asemenea să îți simplifici munca. Dacă ai îndoieli cu privire la propriile acțiuni, sfaturile colegilor mai experimentați îți pot fi de ajutor. Spre sfârșitul lunii, eforturile tale îți vor aduce un succes mult așteptat în muncă. Toate obstacolele vor dispărea, clarificând orizontul pentru noi perspective. În această perioadă, influența astrelor este benefică pentru implementarea de noi idei. Nu trebuie să uităm de legăturile familiale și de prietenie. Dacă ești în căutarea unui loc de muncă, ajutorul familiei și al prietenilor va fi mai util ca niciodată. Starea financiară va fi afectată de Marte, care se află în casa banilor până pe 30 octombrie. Aspectele planetei Marte sunt contradictorii. Există atât aspecte pozitive cu Jupiter, cât și negative cu Pluto. Pe de o parte, poți conta pe venituri sporite și sprijin financiar de la cei dragi. Pe de altă parte, fiecare ofertă pe care o primești, oricât de tentantă ar fi, ar trebui să fie bine gândită. Capcanele se pot ascunde peste tot. Cu siguranță nu merită să participi la evenimente financiare dubioase, deoarece aventurile nu vor aduce nimic bun. Iată și sfatul lunii octombrie. Alocă mai mult timp pentru propriile activități, pentru relaxare și divertisment. Nu-i lăsa pe alții să profite de tine. Balanță și ascendent în balanță. Mijlocul toamnei anului 2021 va fi un moment bun pentru ca să iubești, să flirtezi și să te distrezi. Planeta iubirii Venus, care în plus este și conducătorul semnului tău, se află în casa comunicării încă din 7 octombrie. Acest lucru promite multe evenimente diferite, iar tranzitul lui Jupiter în casa iubirii îi sporește influența. Și influențele planetare pozitive te fac norocos în afacerile amoroase. În această perioadă, astrele te sfătuiesc să comunici mai mult. Acest lucru îți va extinde oportunitățile dacă ești în căutarea unor experiențe noi în dragoste și îți va permite de asemenea să te distrezi bine dacă ai deja o persoană dragă lângă tine. Balanța singură nu va fi lipsită de atenție din partea sexului opus în luna aceasta. Există o mare probabilitate că vor exista mai mulți admiratori și va trebui să faci o alegere. Toate acestea sunt în regulă, dar există un dar. Planeta iluziilor, Neptun, se va manifesta activ, așa că nu trebuie să te grăbești să începi o relație. Oricât de atractiv ar fi aspectul și statutul social al noului tău admirator, cel mai bine este să te concentrezi asupra trăsăturilor sale de personalitate. Luna plină din 20 octombrie îți va lumina casa de parteneriat și căsătorie. Axa lunii pline formează aspecte negative cu Marte și Pluto, ceea ce poate duce la conflicte. La această dată și în zilele apropiate, este mai bine să eviți să discuți probleme sensibile cu partenerul tău. Familia este zona de responsabilitate a balanței pe tot parcursul lunii și ți se recomandă să iei în serios relațiile cu cei dragi și să îți îndeplinești responsabilitățile familiale. Fă-ți timp pentru a susține rudele mai în vârstă, pentru că acum au mai multă nevoie. Soarele, Mercur și Marte vor face tranzite în zodia ta, ceea ce este de bun augur. Performanța este la cel mai bun nivel și te poți aștepta la progrese în ceea ce privește performanța profesională. Încrederea în tine și capacitatea de a răspunde rapid la provocările emergente te vor ajuta de asemenea. Datorită acestor calități,
poți realiza orice dorești. În plus, succesul în parteneriatul de afaceri te așteaptă, deoarece Marte este acum responsabil pentru casa parteneriatului. Mercur retrograd, care rămâne până pe 18 octombrie, își lasă amprenta asupra a mai multor lucruri. Aceasta nu este cea mai bună perioadă pentru începerea de noi proiecte, deci este de preferat să te concentrezi asupra rutinei și asupra actualității, fără a întreprinde nimic nou. Problemele muncă pot fi asociate cu documente, pregătirea rapoartelor și a altor materiale și a calculelor. Riscul de erori crește dacă finalizezi comenzile de lucru în grabă. Trebuie să încerci să le faci calm și gânditor. În ceea ce privește finanțele, totul este dublu aici. În prima parte a lunii, până pe 18, când se manifestă influența Mercurului retrograd în balanță, problemele nerezolvate din trecut cu banii vor ieși la suprafață. Acest lucru este valabil mai ales pentru împrumuturi, datorii și impozite, pot exista întârzieri sau primirea incompletă a fondurilor. Pe de altă parte, este timpul să-ți analizezi cheltuielile și să scapi de cele inutile, după ce le-ai evaluat cu atenție, desigur. Din 23 octombrie, soarele se mută în sectorul monetar, marcând începutul unei perioade de succes pentru afacerile financiare. Probabil că vei veni cu ceva nou care îți va crește nivelul de venit. Unii dintre prietenii tăi pot veni cu o idee interesantă, a cărei implementare îți va aduce profituri mari. Iată și sfatul lunii octombrie. A fi sociabil te va ajuta să rezolvi o mulțime de probleme. Nu fi singur, întâlnește-te cu prietenii și fă cunoștințe noi. Scorpion și ascendent în Scorpion. Luna aceasta, viața personală promite să fie plină de diverse evenimente, iar unele dintre ele vor avea consecințe de anvergură. Cu siguranță vor exista oportunități pentru romantism și activități mai practice. Casa ta de parteneriat și căsătorie este condusă de Venus, care după 7 octombrie tranzitează în casa banilor. Aceasta este mai mult decât un indiciu transparent despre cât de strâns sunt legate banii și dragostea. Viitorul fericit al relațiilor cu un partener va fi puternic influențat de importante probleme monetare și materiale care trebuie discutate și rezolvate aici și acum. Iar dacă nu există încă cineva în viața ta, există șansa de a atrage interesul unei persoane înstărite. Până pe 23 octombrie, soarele este în Scorpion, ceea ce înseamnă că vei străluci ca niciodată. În ultimele zile ale lunii, reprezentanții singurei semnului pot avea noroc. Acum poți face în siguranță primii pași către persoana care îți place. Relațiile de familie sunt strâns legate de cele financiare. Dacă rădăcinile problemelor bănești se întorc în trecut, există șanse mari să fie rezolvate acum. Cu toate acestea, este mai bine să te abții de la achiziții mari până în ultimele 10 zile ale lunii, când Mercur începe să avanseze din nou după o perioadă de retrogradare. Ciclul lui Mercur retrograd continuă până la 18 octombrie să afecteze în mod vizibil multe domenii ale vieții, inclusiv munca și activitatea în mediul de afaceri. Tot ceea ce ține de comunicare, atât scrisă cât și orală, necesită o atenție maximă. Pot exista dificultăți în obținerea de informații importante, probleme de transport și comunicare. Este recomandat acum încetinirea și gândirea atentă la fiecare pas. Ar trebui să-ți moderezi entuziasmul și să permiți evenimentelor să curgă în ritmul lor natural. Mercur retrograd este bun pentru că este posibil și necesar să te întorci la unele lucruri nerezolvate din trecut. Remedierea erorilor și finalizarea sarcinilor în așteptare
vor da roade, dar să începi ceva nou nu merită. Indiferent cât de mult ai vrea să-ți asumi un proiect de afaceri promițător, nu este nevoie să te grăbești. Perioada este de așa natură încât toate încercările de a face ceva rapid pot duce exact la rezultatul opus. Mercur își reia mișcarea înainte, în a treia decadă a lunii octombrie. În plus, Marte, conducătorul semnului tău, trece în Scorpion pe data de 30. Toate acestea vor face din sfârșitul lunii o perioadă de succes. Persistența și perseverența ta te ajută să depășești obstacolele, iar determinarea ta duce la victorii. Este momentul potrivit pentru a aduce la viață acele idei la care te gândești de mult timp. În ceea ce privește finanțele, timpul este favorabil. Venus, stabilindu-se în casa ta de bani, promite o perioadă generoasă. Există posibilitatea de a primi profituri mari, venituri neașteptate și bonusuri plăcute și uneori de unde te aștepți cel mai puțin. Scorpionul este un semn zodiacal norocos în sfera financiară. Cu toate acestea, trebuie să știi că acum nu este cel mai bun moment pentru riscuri. Iată și sfatul lunii octombrie. Atenție la mâncare. Există tendința de a câștiga exces în greutate, așa că ar fi bine să te limitezi la masă. Săgetător și ascendent în Săgetător. Octombrie 2021 poate fi cea mai bună lună a anului pentru dragoste și relații, datorită planetei iubirii Venus. Efectul său magic te face deosebit de atractiv pentru sexul opus și îți oferă și o atitudine pozitivă. Admiratorii tăi, reali și potențiali, vor observa acest lucru. Pentru cei care sunt deja într-o relație, începe o perioadă armonioasă, iar cei singuri așteaptă noi cunoscuți. Și este probabil că vei întâlni un suflet pereche, o persoană cu care o legătură se poate transforma într-o adevărată relație amoroasă. Conducătorul casei tale de parteneriat și căsătorie este Mercur, care rămâne retrograd până la 18 octombrie. Dar nu trebuie să crezi că acest lucru este un lucru rău. Dimpotrivă, în comunicarea cu cei dragi apare o profunzime specială, există subiecte interesante pentru conversație. Dacă ai avut controverse în trecut, le poți rezolva acum, pozitiv pentru fiecare partener. Este de asemenea un moment bun pentru a pune întrebări importante pe care anterior ți-a lipsit curajul să le pui. Mercur retrograd poate aduce noroc celor care vor să-și reînnoiască relația pierdută, dar nu știu cum. Mișcarea inversă a planetei poate provoca o repetare a situațiilor din trecut. Dacă un fost iubit reapare pe calea ta, atunci există șansa de a reînvia sentimentele. Cu toate acestea, nu totul este atât de roz în căsătorie. Există riscul ca terții, adică rudele sau prieteni, să interfereze cu intimitatea soților și aici este mai bine să le oprești imediat interferența și să fii în gardă astfel încât nimeni să nu strice fericirea. În domeniul muncii și al carierei se așteaptă un val de succes și noi realizări. Este foarte posibil să se producă astfel de schimbări la care nici măcar nu ai putut visa recent. Venus în Săgetător deschide noi perspective, astfel încât meritele și eforturile tale vor fi cu siguranță remarcate și recunoscute. Dar, din punct de vedere financiar, este indicat să fii atent. De asemenea, nu începe ceva nou acum. Mai bine să te concentrezi asupra proiectelor în desfășurare, pentru că aici poți excela. Implementarea de idei noi, chiar ingenioase, ar trebui amânată până la 18 octombrie. După această dată, Mercur își schimbă deplasarea înainte și apoi va fi posibil să începi noi proiecte. Între timp,
trebuie să planifici totul clar și să nu îți asumi prea multe sarcini. Pluto a fost de mult timp localizat în casa banilor săgetătorului, iar în octombrie influența sa este întărită de aspecte tensionate cu alte planete. Astrele te sfătuiesc să îți gestionezi cu înțelepciune finanțele pentru a evita pierderile neașteptate. Refuză aventurile legate de bani, oricât de tentante ar părea. Cheltuielile sunt un alt domeniu de maximă îngrijorare. Trebuie să preiei controlul asupra lor, altfel există o mare tentație de a cheltui sume mari pentru lucruri inutile și divertisment. Iată și sfatul lunii octombrie. Amână deciziile importante până în ultima parte a lunii, când Mercur reia mersul înainte. Permiteți să te gândești bine și să cântărești diferitele opțiuni. Capricorn și ascendent în Capricorn. Circumstanțele din viața personală se dezvoltă încet, deoarece planeta iubirii Venus se află în casa misterioasă a 12-a. Nu ar trebui să te grăbești cu ceea ce se întâmplă, oricât ai vrea. Astrele te sfătuiesc să renunți la dorința de a accelera lucrurile și să lași totul să curgă într-un ritm natural. În această perioadă, trebuie să fii vigilent în comunicarea cu ceilalți și să nu-ți spui nimănui secretele tale. Există un risc ridicat de intrigi, bârfe și unele situații de neînțeles. Este important să fii atent la ceea ce se întâmplă în spatele tău pentru a observa la timp planurile insidioase ale cuiva și pentru a preveni dușmanii să-ți facă rău. Luna plină din 20 octombrie luminează a patra casă a Capricornului, care poate afecta relațiile de familie. Luna plină formează un aspect cu Pluto în zodia ta și este probabil ca în zilele lunii pline să aibă loc un eveniment care va avea consecințe de anvergură. Ceva nou se va întâmpla în viața de familie. Poate exista un fel de reînnoire, modul de viață obișnuit se va schimba. Pentru a controla acest proces și a-l direcționa unde dorești, încearcă să schimbi singur tradițiile familiale, adaugă ceva neobișnuit la rutina vieții de zi cu zi. Sfârșitul lunii promite să aibă succes pentru cei care caută dragoste. Ești deosebit de atrăgător, deci timpul este favorabil pentru cei singuri. Dacă ai un interes romantic pentru cineva, atunci acea persoană nu poate rezista vrăjii tale. Când vine vorba de muncă și afaceri, luna octombrie poate fi una dintre cele mai bune ale anului. Pe 6 octombrie va avea loc luna nouă în sectorul carierei, un vestitor al schimbărilor pozitive. Luna nouă este împreună cu Marte și vei fi entuziasmat de abordarea celor mai dure provocări. Vei reuși, deși nu se poate spune că nu vei avea și momente dificile, dar nu-ți va fi dificil să le depășești, deoarece Saturn, conducătorul Capricornului, te sprijină. Acesta formează relații armonioase cu alte planete, ceea ce înseamnă că toate dificultățile pot fi rezolvate. Ajutorul persoanelor cu aceeași idee va fi util. De asemenea, ar trebui să ai încredere în intuiția ta, care este deosebit de puternică în acest moment. Pe de altă parte, influența lui Venus, care stăpânește casa ta de carieră, își face efectul. Pe 7 octombrie, planeta se mută în casa a 12-a, ceea ce indică o creștere a influenței factorilor ascunși. În domeniul activității profesionale, multe sunt neclare sau chiar complet confuze. Astfel de circumstanțe îți pot zdruncina încrederea în tine, dar nu este nevoie să treci la concluzii. Cel mai probabil se dovedește că nimic teribil nu se întâmplă de fapt. Mercur, planeta comunicațiilor, se mișcă în direcția opusă până la 18 octombrie. În perioada retrogradă a lui Mercur, informațiile pe care le primești pot fi distorsionate, deci nu ar trebui să te încrezi necondiționat în tot ceea ce auzi și înveți.
posibile probleme cu transportul și comunicarea. De asemenea, este inadecvat pentru achiziții mari și obținerea de împrumuturi. Ultima parte a lunii va fi cel mai productiv moment pentru muncă. Dificultățile dispar, iar succesul în afaceri și finanțe te așteaptă. Mijlocul lunii promite să fie favorabil finanțelor, când aspectele pozitive ale Soarelui și ale lui Marte se formează în casa carierei Capricornului cu Jupiter în casa banilor. Iată și sfatul lunii octombrie. Nu ignora responsabilitățile tale de familie. Probabil ai treburi care vor necesita participarea ta directă. Vărsător și ascendent în Vărsător. Planeta iubirii Venus, situată cu succes în casa 11-a, va aduce schimbări plăcute în viața ta personală. Impactul său este sporit de Jupiter în Vărsător, care va ajuta situațiile să se dezvolte în cel mai bun mod posibil și să îți aducă noroc. Rolul prietenilor în dragoste și relațiile este deosebit de important acum. Poate vor participa la rezolvarea unora dintre problemele tale sau vor da sfaturi valoroase. Dacă ești singur în această lună, ai șanse mari să cunoști o persoană foarte atractivă. Este probabil că vei descoperi în curând că ești potrivirea perfectă unul pentru celălalt. Familia ta va primi sprijin de la Soare, ceea ce face o tranziție în sectorul carierei. Această planetă este responsabilă de casa ta de parteneriat și căsătorie, așa că te poți aștepta la vești bune. Poate că soțul va reuși în arena afacerilor, ceea ce îți va afecta în mod pozitiv familia. Luna plină va avea loc pe 20 octombrie, care luminează casa de comunicații. Acest lucru va afecta cu siguranță relația, deoarece va ajuta partenerii să stabilească o comunicare de încredere și în combinație cu influența lui Mercur și Marte, luna plină este capabilă să scoată la suprafață unele probleme de lungă durată care sunt încă nerezolvate. Cu toate acestea, detaliile sunt vagi, deci este mai bine să eviți deciziile drastice. Pentru muncă și finanțe, perioada promite să fie pozitivă. Aspirațiile tale sunt susținute de tranzitul lui Venus în casa carierei tale, iar Jupiter și Saturn, care se află în Vărsător, ajută la realizarea viselor. La 6 octombrie, o lună nouă are loc în casa a noua, care este responsabilă de călătorii, educație și comunicații la distanță. Energia lunii contribuie la succesul în căutarea unui loc de muncă în altă țară, ajută studenții, precum și pe cei care doresc să stabilească contacte cu parteneri străini. Călătoria programată în jurul acestei date va avea succes. Venus și Jupiter îți vor aduce idei interesante legate de finanțe și muncă. Cu toate acestea, este mai bine să nu îți asumi imediat implementarea, ci să aștepți până când Mercur încetează să fie retrograd. Această planetă își reia mersul înainte, începând cu 18 octombrie, astfel încât primele două părți ale lunii sunt bune pentru a termina lucrurile abandonate, dar nu este potrivit pentru noi începuturi. Ultima parte a lunii, după 18, va fi momentul potrivit pentru noi începuturi. Soarele se mută în sectorul carierei pe 23 octombrie, adăugându-ți energie și inițiativă. Astrele îți recomandă să nu te ascunzi în umbră, ci să îți demonstrezi calitățile de conducător. Acest lucru îți va permite să cucerești orice vârfuri. Ai toate șansele de a câștiga recunoașterea managementului, precum și de a-ți crește credibilitatea în rândul colegilor. O perioadă generoasă este oferită de Neptun în sectorul monetar, a cărui poziție este destul de armonioasă. Poți conta pe fluxul de numerar abundent, creșterea veniturilor este posibilă nu numai prin locul de muncă principal,
ci și prin hobby-uri și talente. Asistența financiară și materială este de asemenea probabilă la locul de muncă sau de la o persoană dragă sau rude. Iată și sfatul lunii octombrie. Prietenii nu sunt cei mai buni consilieri în acest moment. Ia-ți propriile decizii și acționează după cum dorești. Pești și ascendenți în pești. Venus se află în casa carierei tale și aspirațiile tale, precum și așteptările, vor crește. Luna aceasta va fi impresionantă. Sunt posibile evenimente extraordinare. Dacă ești singur, te vei concentra pe găsirea cuiva special. Acum nu ești pregătit să-ți pierzi timpul cu fleacuri, ai nevoie nu doar de un obiect al sentimentelor romantice, ci de o persoană cu abilități remarcabile și un statut social ridicat. Și datorită influențelor astrologice pozitive din această lună de toamnă, există toate șansele pentru acest lucru. Peștii, care și-au cunoscut deja sufletul pereche, vor observa cât de conectate sunt munca și relațiile. Obiectivele comune te vor uni pe tine și pe partenerul tău și vă puteți oferi reciproc ajutor semnificativ în avansarea pe scara carierei. Cu toate acestea, influența lui Mercur retrograd până la 18 octombrie, care se ocupă de casa ta de parteneriat și căsătorie, seamănă anumite îndoieli. Poate bănuiești că alesul tău îți ascunde ceva, dar, indiferent de modul în care se dezvoltă situația, acum este mai bine să eviți deciziile radicale legate de relații. Multe detalii sunt ascunse vederii și vor deveni clare doar în ultima parte a lunii, când Mercur își reia mișcarea în linie dreaptă după date de 18. Atunci ar trebui decis ceva. Luna octombrie este o perioadă bună pentru muncă, afaceri și dezvoltarea carierei. Venus se află în sectorul carierei încă din 7 octombrie, sprijinindu-te, așa că există toate motivele pentru a aștepta cu nerăbdare noi realizări profesionale. Și acolo unde există succese profesionale, se așteaptă o creștere financiară. Influențele planetare din octombrie sunt favorabile în multe feluri. Te susțin în călătorii, în stabilirea de noi conexiuni și studii de afaceri, precum și în rezolvarea problemelor juridice. Cooperarea cu parteneri de afaceri din alte orașe și țări va aduce nu numai rezultate ridicate în muncă și afaceri, ci și beneficii monetare. Mișcarea retrogradă a planetei de comunicații Mercur va contribui la soluționarea problemelor de lungă durată. Este timpul să te întorci la proiectele abandonate și la sarcinile de muncă amânate. Poți finaliza cu succes toate lucrurile neterminate, astfel încât mai târziu să existe mai mult timp și energie pentru a pune în aplicare noi începuturi. Dar nu ar trebui să începi ceva nou înainte de 18 octombrie. În ceea ce privește banii, prima jumătate a lunii poate deveni cea mai de succes. În acest moment, aspectele armonioase ale lui Marte, care guvernează banii peștilor, funcționează. Dar chiar dacă veniturile sunt mai mari decât de obicei și acest lucru este destul de probabil, este recomandat să eviți cheltuielile inutile. Acest lucru este valabil mai ales pentru achizițiile impulsive. Dacă cedezi tentației, există riscul de a cheltui majoritatea banilor câștigați pe lucruri pe care ulterior vei regreta că le-ai cumpărat. Iată și sfatul lunii octombrie. O abordare conservatoare a afacerilor este acum preferabilă. Reținerea și prudența te vor ajuta să-ți realizezi propriul lucru la locul de muncă și în viața personală, precum și să câștigi bani.